pentru zodia fecioară, perioada 10 până pe am zice 14 august, este o perioadă plină de surprize, din 12 august, cunoașterea de sine, cunoașterea spirituală, călătoriile lungi, ideile progresiste, aveți o deschidere către această zonă, apare o încredere mai mare în forțele proprii și poate mai multă încăpățânare. Relațiile sunt bazate pe stimuli mentali, luna plină din 12 august din vărsător va vă scoate în evidență ceva ce aveți nevoie să știți, însă legat pentru voi de contracte, de asocieri, de procese și aici puteți să conștientizați un adevăr, puteți să vă eliberați de prietenii vechi, de planuri vechi și chiar de obiecte care nu vă mai sunt necesare. Practic, creați loc liber pentru prietenii noi, pentru idealuri noi. Există o axă a sacrificiului și aici găsim sănătatea și locul de muncă. Aici se acumulează tensiuni, concentrarea este în primul rând pe cunoașterea de sine, pe cunoașterea spirituală și pe călătoriile lungi. Se acumulează frustrări și pentru a le echilibra puteți acționa în scorpion. Exact în zodia opusă, prin comunicare. Aceste tensiuni pot fi rezolvate și prin cunoaștere, prin călătorii lungi, pentru că ele aduc egoism, aduc ambiție foarte mult, aceste frustrări și echilibrările se fac exact în uh, zodia opusă taurului, în scorpion, prin comunicare, prin acționarea după un plan bine gândit. Tensiunile de pe axa relațiilor și a distracțiilor se valorifică în planetele focar Neptun și pe Neptun aflat în pești. În primul rând, prin contracte asocieri procese și fiind vorba de Neptun există riscul de iluzii, dar puteți afla și secrete. Avem și planeta Marte din Taur, pocasă unde aveți cunoașterea și călătoriile lungi și puteți acționa, pentru a echilibra resursele, pentru a clarifica situații legate de bunurile materiale. Între cunoaștere și distracție puteți valorifica energia emoțională, dar există și riscul de iluzii. Aspectul care se face între relații cu prietenii și contracte, asocieri, procese, se valorifică în cunoaștere și în călătoriile lungi. Prin acționare creativă, prin căutarea Dá fim.